În timp ce alte țări se plâng că nu au suficiente vaccinuri anti-COVID-19, Moldova aruncă la gunoi doze expirate. Autoritățile din sănătate vor distruge mai multe doze de vaccinuri AstraZeneca dintr-un lot de 5.000, al căror termen de valabilitate a expirat la sfârșitul lunii octombrie. Nu se știe exact cantitatea de doze expirate, dar ministerul dă asigurări că până acum doar 10% din doze au sfârșit la gunoi. Un alt lot de 15.000 de doze de AstraZeneca expiră la sfârșitul lunii noiembrie. Ministerul Sănătății susține că vom primi luna viitoare un prim lot de ser Moderna prin intermediul platformei COVAX. Vaccinul va fi folosit exclusiv pentru administrarea celei de-a treia doze. Deocamdată autoritățile nu cunosc numărul de doze. A fost semnat și un acord de finanțare în baza căruia putem achiziționa acest vaccin, cazul în care va fi necesar sau nevoie adițională de acest vaccin. Responsabilii așteaptă acum schema de combinare a vaccinurilor la doza 3 pe care o elaborează specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Pe de altă parte, deși ministerul a declarat săptămâna trecută că pe parcursul acestei săptămâni va începe vaccinarea copiilor de la 12 ani, acest lucru nu s-a întâmplat. Campania de vaccinare merge deocamdată în ritm de melc. În ultimele 7 zile s-au imunizat aproape 34.000 de oameni, deși responsabilii voiau să imunizeze de 2 ori mai mulți moldoveni. Specialiștii dau vina pe reticența față de vaccin și subliniază că totuși sunt cu 25% mai multe doze administrate.